What's up? Numele meu este Teodor Urac și în videoclipul de astăzi o să ne uităm un pic la noul iPhone SE și o să discutăm un pic despre el. Haideți să ne uităm la videoclipul oficial și o să discutăm după. Chiar îmi place foarte mult, deci o să intrăm de asemenea un pic și pe website-ul oficial, noul iPhone SE. Are un design super fain, super plăcut, chiar îmi place. Seamănă puțin cu iPhone 8, dacă nu mă înșel. Scrieți-mi în comentariile de mai jos dacă mă înșel. Seamănă cu iPhone 8 sau cu care din iPhone-uri seamănă, că ele toate seamănă între ele un pic. În partea stângă, la noul iPhone SE, găsim butonul de plus și minus, de volum și butonul de silent. Și pe partea dreaptă vom putea găsi butonul de power on și power off. În spatele telefonului găsim o singură cameră și după părerea mea toate telefoanele ar trebui să aibă o singură cameră în spate, deci una și bună, nu 2, 3, 4, 5, un pătrat, un rotund, un dreptunghi. Nu mă înțelegeți greșit, îmi place ca telefonul să facă fotografii foarte bune, dar știu că e posibil și cu o singură cameră, nu cu 3, 4, 5. Ok, poate să zicem că arată cool, poate. O cameră, două, trei maxim sunt de ajuns pentru mine. Deci găsim fingerprint-ul nu în display, jos, cum ar trebui să fie la orice telefon. Deci un fingerprint fizic, nu în display, pentru că cele în display, ok, sunt rapide cât de cât, că au fost îmbunătățite, să zicem așa, dar nu sunt la fel de bune ca cele fizice. Bineînțeles, acest telefon este water and dust resistant, deci avem IP67 certificat, deci este rezistent la apă și la praf. La apă zice că un metru timp de 30 de minute, deci poate să reziste în apă, nu încercați asta acasă. Avem un display de 4,7 inch, retina display, bineînțeles. Deci, overall, designul este unul foarte plăcut, chiar îmi place foarte mult. Avem un procesor A13 Bionic Chip, care îl vei putea găsi și la iPhone 11 și la iPhone 11 Pro. Este unul dintre cele mai bune procesoare în momentul actual la cei de la Apple. Acest procesor este capabil să facă 5 trilioane de operații pe secundă. Deci, da, e rapid. Nu am găsit detalii despre mărimea bateriei, dar scrie aici că îți vei putea încărca telefonul în 30 de minute, 50% din baterie. Are de asemenea wireless charging, fast wireless charging. Îi putem pune două cartele, deci are dual SIM, are Wi-Fi 6 și dacă aveți un router cu Wi-Fi 6, care este capabil de Wi-Fi 6, veți vedea că internetul este mult, mult mai rapid pe acest telefon. Am avut ocazia să mă joc cu un iPhone 11 Pro și pot să vă zic că camerele acestui telefon sunt superbe, deci mai ales la modul portret, face niște fotografii foarte, foarte clare. iPhone SE presupun că ia foarte multe chestii de la iPhone 10 și iPhone 10 Pro și presupun că camera este una dintre aceste chestii care le va lua de la iPhone 11. O cameră foarte, foarte bună și avem câteva fotografii aici. Să vedeți și voi, sunt foarte clare. Nu știu cum se vede în videoclip, dar aici pe website, unde le puteți descărca și voi, bineînțeles, aveți linkul în descriere mai jos dacă vreți să descărcați fotografiile de la Apple. La video avem 4K, bineînțeles, în 60 de fracții pe secundă și 30 de fracții pe secundă. Noul iPhone SE va veni în 3 modele diferite ca memorie internă, deci avem unul cu 16 GB, unul 128 de GB și unul 256 de giga și avem culorile, după cum v-am spus, avem roșu, gri și negru mat. După părerea mea, eu aș alege negru mat sau gri. Scrie-mi în comentariile de mai jos ce culoare ți-ai alege tu pentru dacă ar fi să-ți cumperi noul iPhone SE.
Overall, noul iPhone SE mi se pare că arată superb, chiar dacă seamănă cu iPhone 8 sau iPhone 7 sau... Nu uitați să lăsați un like la acest video, abonați-vă dacă nu ați făcut-o până acum și distribuie acest clip cu prietenii tăi, de ce nu? Până data viitoare, peace, v-am lăsat, aveți grijă!